Bagă și mie două, trei puncte, nu o să aveți un pas. Mai toți copiii vin la mine când au probleme cu trotinetele. Dar mie îmi place să bricolez. Cred că este da. Așa că e ok. Chiar îmi place. Și să-l punem aici. Până acum vreo 2 ani, stăteam în Craiova și pe stradă de casa mea era un service auto. De mic copil eram prin curtea noastră. L-am crescut mai mare, m-au lăsat și pe mine să-și urmăresc. Ce nu crezi tu? Asta nu atinge treaba. Vasile, nu crezi o bucată de sârmă? Cel mai mult îmi plăcea să lucrez la motoare. Trebuia o țărbă subție sau un polier. A terminat poliet. Piletul ăla acolo și așa, numai era. Așa o să aibă necazul cu asta până la carburator. Într-a 5-a m-am înscris la karting, la Palatul Copiilor. Timp de 2 ani am fost săptămânal la cursuri. E o bichetă să facem bubuie acum. Mai apoi m-au chemat și în weekend-uri, când se reparau karturile. În butelie! Nu, Vasile! Trebuie să luăm, uite! Pene, frâne, ambreiaj, segmenta motorul. Multe lucruri am învățat de la profesor. Chiar mult. Pentru ambreiaj foloseam cablu de la frâna de mână de olsit. Așa. Uite, stai mă să pună seama că mereu mi-o accelerează dacă las așa. Accelerația nu faci parte de aici. Parcă e un pic accelerată firma. Da, este tocmai aici. Aici ca să vină un pic benzină în carburator. De multe ori făceam astfel de improvizații când aveam piese originale. Le descurcam și noi cu ce aveam. De câtă poate cade să de aici? Nu că! Mi-a sudat bine, tu nu-l vezi? Să nu mai trage aproape de cât nu-l vezi. Nu te mâi la lanță aici acum. Poți să dai jos? Să pui alta pe mine? Vreau să văd dacă mai cade lanțul la mâință. Nu facă. Vă se pare că sunt așa, mă simțeam foarte bine acolo. Poate pentru că acasă atmosfera era foarte nasoală. Probleme. Până la urmă a trebuit să plecăm. Căruțul, ha? Vrei să te plimbi căruțul? Nu vrei? Te plimbi căruțul?
Hai să-l facă să pornească, să meargă și până te plimbi și tu, da? A luat mama o plasă de covrici și pe sora mea, Mădălina, și așa am ajuns să trăim aici. Hai să reclează, poate. Mi-a lețit foarte mult cartingul, dar viața a mers înainte. Am continuat și aici să șurbăresc. Mai reparam câte o bicicletă, cât un corăcior, nu cine știe ce. Am încercat să-mi fac eu un cart aici, dar nu prea m-am ținut de treabă. Să-l prinzi, ăsta e perfect aici. Vezi cum vine așa? Nu se poate. Dar ăsta trebuie pus ceva ca să stea eu. Mai pun un colier. Acum sunt hotărât să-l fac pe ăsta să meargă. Ce faci, mă, cartule? Ești cu mașina? Am dat bicicleta pe care mi-a cumpărat-o mama mea, plus 100 de lei și am cumpărat motor. Da, da. Drujba asta rusească. E veche, dar puternică. Cum necum trebuie să o adaptez pentru care asta. L-am vrea forțat nici el, să fie mai rezistent. Am strâns și ceva scule, dar mai tot timpul trebuie să improvizez. Cred că va trebui să schimb pinioanele, pentru că viteza este prea mare. Asta dacă motorul va putea să învârtă roțile când va fi în sarcină. Vara trecută m-am prietenit cu Adrian și el m-a adus de vreo două ori pe un circuit de karting la București. Doar 10-20 de minute, că e destul de scump. Caturile mult mai bune, circuitul fain, asfalt, curbe, foarte tare. Ah.